Oamenii citesc. Restul sunt minciuni. Oamenii sunt deștepți. Restul sunt minciuni. Știți de ce nu-i vedem pe cei deștepți, buni, frumoși, Că peste sunt tot? ținuți ascult. Le e frică. Nu. Din cauza lor nu-i vedem, pentru că le este frică. Le e frică să fie bun. Le e frică să fie frumoși. Nu mai e mișto. Mai e mișto să fii bun? Nu. Mai e mișto să iubești? Nu. Mai e mișto să citești? Nu. Și atunci ei stau ascunși. Le e frică să iasă. Pe aplicație, când s-au mutat, pentru că eu am dat tot contentul de pe YouTube jos, acum am reactivat YouTube-ul, dar nu este cu contentul care este pe aplicație niciodată, nici verdictele mele de umor, de situație și ce mai fac eu, că așa s-au și lansat toate celelalte verdicte, da, și politice și etc. Gândiți-vă că eu am șters acel cont în momentul în care am deschis aplicația, care, rețineți, are 9 rubrici, dintre care doar una singură este dedicată acestor verdicte de situație, da? Pe aplicație doar citești, studiezi, înveți. În rest, în 8 rubrici, ok? Toți oamenii aceia s-au abonat. Ei vor să trăiască frumos. Ei vor să știe adevărul. Ei vor să fie deștepți. Eu am o comunitate care nu are social media. Au închis social media de când au aplicație. Eu am aplicația din 2021. Au închis social media. Nu există societatea. Societatea promovată reprezintă, nu știu, cred că un 15%. Noi! Și vorbesc strict de nația aceasta. Nu! Noi suntem frumoși, deștepți, în majoritate. Știți de ce nu știm asta? Pentru că majoritatea nu sunt în orașele centru. Ok? Și chiar dacă sunt și în acelea, de acolo vedem, mă rog, cum le spun eu, ce vor hashtag-i și atât. Pentru că asta e media, media e controlată. E ok! Atenție, e ok! E ok! Nu mai vreau să... Eu nu dramatizez niciodată. Da, mă, media, presa e controlată tot. Păi cum să nu fie controlată? Adică vorbesc cu tine direct. Nu, cum să nu fie controlată dacă presa depinde de bani? În ce sens să nu fie controlată? În ce sens? Că nu înțeleg aberațiile astea. Credeți că în Statele Unite ale Americii nu e controlată presa? Sau ce aveți? Peste tot pe globul pământesc, oriunde, presa e controlată. Aha, ne mintim. De aceia ani superbi, în care se făcea gazetărie, în care se făcea jurnalismul de autor, în care oamenii scriau, acești jurnaliști mișto scriau editoriale. Mai scriu și astăzi, nu le știți voi, nu le citiți, pentru că nu mai aveți acces, pentru că stați la presa care vă ține agățați cu titluri, din titluri. Da? Gândiți-vă că presa astăzi este doar un șiruire de titluri senzaționale, atât. Da? Nimeni nu mai stă să citească un editorial. Însă toată lumea stă și citește ceea ce eu, ăsta e barometrul meu, aplicația. De ce? Pentru că această aplicație, repet, îți dă foarte mult de citit, foarte mult, enorm. Tu nu poți, adică, mie n-are cine să-mi spună. Mă, sunt zeci și zeci și zeci de mii de oameni care în fiecare zi intră pe această aplicație și stau o oră. Asta e media. Media este o oră. O oră. Doi, am un fel de, că n-ai voie să faci social media pe aplicația, am un fel de loc în care ei scriu. Toată lumea poate să scrie pe aplicație, cei care au aplicație, și scriu mesaje. Dacă politicienii, dacă românii, lăsați-vă politicienii, dacă românii ar citi mesajele de pe aplicația mea, mâine ar fi ei înșiși pe loc. Pentru că și-au dat seama cât de mulți, de fapt, sunt amazing și trăiesc mișto și nu-i interesează ce se spune la centru, ce pe la București, ce se spune pe primăveri. Habar n-au, nu-i interesează, sunt pur și simplu paralel, trăiesc. Ieri am scris un, nu știu, emisiunea asta nu știu cum o să se întâmple. Mă rog, la mine totul durează 5 ore. Deci, o să mă opresc imediat, că e mai bine să avem un plan. Dar eu așa l-am, cu mine. Eu l-am, așa. Știu, eu n-am nimic. Așa, deci... Ieri am scris un text, pentru că tocmai savuram un alt borcan de dulceață făcut de mama mea și am zis, Doamne, noi aveam cămară, mă, acasă. Știți-vă că nu mai există cămară. Păi, mă, nu există. Deci copiii cresc în case fără cămări. Adică este un handicap imens. E o demență. Ce se întâmplă cu mamele? Ce se întâmplă cu femeile? De ce le este rușine? A ajuns să fie o rușine să fii femeie și să știi să faci orice în casă. E rușine. Nu mai ești modernă, nu mai ești nu știu cum. Nu-ți exagerezi. Azi dimineață, că mesajele la mine intră pe tot felul de canale din astea, eu nu le pot desface și le deschide ceva. Am avut
peste 1000, cred, de mesaje cu cămările din România. Extraordinar. Nu, doar pe trei străzi cred că nu sunt cămări. Am concluzionat eu, aflându-mă la birou. Zic, bă, uite 1000 de cămări, mă. Pe toată țara, uite, uite unde, în toată țara. Cu copilul în cămară, că mă rog, am povestit eu acolo că le ascundeam, mâncam pe șest, puneam Evident, borcanul la loc, evident. la ascundeam după la de murături și îl găseai până decembrie că 10 borcane de dulceață sau mâncare. Dar era copilăria, mă, în care te mângeai, în care mâncai orice, nu făceai nici diabet, nici depresie, nici nimic, da?